Sesiunea de admitere din toamnă la Universitatea Politehnică Timișoara începe în 22 august, iar candidații pot aplica pentru locurile rămase disponibile la facultăți. Înscrierea se poate realiza rapid și simplu online prin intermediul platformei Enroll. De asemenea, între 2 și 10 septembrie, depunerea dosarelor se poate realiza și fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților, unde cadre didactice și studenții UPT vor fi prezenți pentru a le oferi candidaților toate informațiile necesare. Pentru sesiunea de toamnă, UPT oferă locuri disponibile în cadrul următoarelor facultăți: Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Facultatea de Construcții, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Inginerie din Hunedoara și Facultatea de Științe ale Comunicării. O noutate în această toamnă este posibilitatea candidaților de a aplica la un nou program de învățământ dual, cel de robotică, o oportunitate unică ce combină studiile academice cu experiența practică în câteva companii din Timișoara. În cadrul acestui program sunt disponibile 25 de locuri fără taxă. Pentru cei care doresc să urmeze un program de master, sesiunea de admitere din toamnă este de asemenea deschisă pentru toate facultățile, iar înscrierea este disponibilă în perioada 26 august-12 septembrie.